Mașinile cu masa de peste 3 tone și jumătate vor putea să circule din nou peste podul din Burdujeni, începând cu luna iulie. Primarul Ion Lungu a anunțat că, deși lucrările de consolidare au fost deja finalizate, restricțiile impuse în septembrie 2010 vor fi ridicate abia de la 1 iulie, pentru că betonul turnat de constructori are nevoie de timp ca să se întărească. Am stabilit că, începând cu data din 1 iulie, pe pod se poate circula la întreaga capacitate, să nu mai fie restricții de circulație. Cei de la firma Iptana ne asigură că totul va fi în ordine, pentru că până atunci mai este nevoie să se maturizeze, să se întărească betonul, coloanele care au fost turnate, iar cu data din 1 iulie vom ridica restricțiile peste podul Burdujeni, podul din zona Burdujeni, peste râul Suceava. Primarul Ion Lungu a anunțat că redeschiderea podului Burdujeni pentru mașinile de tonaj greu înseamnă și o economie pentru administrația locală. Acesta a explicat că mașinile care transportă pământul scos din șantierul din centru ar fi trebuit să ocolească prin Ițcani pentru a ajunge la locul de depozitare de lângă Termica. Noi vom duce foarte mult pământ din zona parcajelor subterane, din zona centrală, la groapa de zgură de la Termica. Iar măsura în care, sigur, se va da podul în funcțiune este foarte bine, că facem mari economii. Altfel, trebuia să mergem pe Gheorghe Doja, pe rute ocolitoare, ori fiecare kilometru, fiecare metru parcurs de o mașină cu pământ costă bani suplimentari.